Pun și eu pacea Domnului în inimile fiecăruia dintre noi, să domnească, să stăpânească și să ne facă pe fiecare în parte să ne apropiem mai mult de Hristos. Suntem în contextul morții, cel puțin asta ne anunță mereu la televizor toate televiziunile, că au mai murit, nu știu, 30-40 de oameni de COVID. Și parcă, așa simt, nu știu, ce rău încearcă pe toate canalele să pună teamă, frică, îngrijorare, depărtare, să ne facă, dacă se poate, să trăim doar pentru noi în contextul nostru. Dar stau și mă întreb, ce ar trebui să facă un credincios pe patul de moarte, care are COVID? Stăteam de vorbă și cu Ionuț am stat de vorbă și cu Sami, dar mi-aduc de aminte ori de câte ori stăteam de vorbă cu ei, pentru că nu știau care le este sfârșitul, ne bucurăm că sunt printre noi, dar ori de câte ori am stat de vorbă cu ei, preocuparea lor era nu pentru ei, ci pentru noi, pentru mine. Toate discuțiile. Și atunci îmi dau seama că în fața morții orice credincios trebuie să fie preocupat pentru frații lui, pentru oamenii de lângă ei, nu să-și plângă de milă ce fac în contextul în care sunt, ce va fi de copiii mei, de soția mea și așa mai departe. Spun lucrurile acestea pentru că suntem în epistola 2 Petru, prigoana nu a trecut. Ei erau în mijlocul prigoanei, moartea le bătea la ușa fiecăruia dintre ei. Petru, vedem aici în textul nostru de astăzi, stătea față în față cu moartea. Tocmai Domnul îl anunțaseră că trebuie să le ia acasă, să părăsească cortul acesta pământesc și să meargă în casa veșnică. Și stai și te întrebi, ce să mai faci în fața morții? Suntem în a doua epistola lui Petru și suntem față în față cu ultimele cuvinte ale lui Petru. Spre deosebire de alte epistole, sunt epistole sau avem epistole care sunt cu o destinație clară, către o biserică care avea o anumită problemă sau a vrut să rezolve ceva, cum am studiat, vă aduceți aminte, epistola 1 Corinteni, 2 Corinteni, știm ce vrea Apostolul Pavel să facă acolo. Pe de altă parte avem epistole care sunt transmise unor persoane, Timotei, Tit, Filimon și așa mai departe, dar când te uiți la Petru, Petru spune în prima epistolă, în versetul 1, către aleșii care se găsesc peste tot împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, am pus înaintea dumneavoastră harta din Asia Mică, iar a doua epistolă este continuarea primei epistole, scrise la 2 ani distanță. Petru se spune că era în vârstă de 70 de ani, nu știm sigur, dar cam aici a fi fost vârsta. Și o scrie la 2 ani distanță, prigoana lui Nero nu se opriseră, creștinii încă mureau, el este anunțat de Domnul că trebuie să meargă acasă și mă uit la aceste cuvinte ale lui Petru și vreau să le iau ca ultimele cuvinte ale unui om muribund pe patul de moarte. Mă uit în pe această hartă și găsesc o biserică foarte puternică, și anume biserica din Efes. Pentru că aici erau în Asia Mică și cele 7 biserici. Și după cum se poate vedea, bine, nu știu cât putem vedea, Efes, Mirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodiceea, toate erau sau făceau parte din destinatarii lui Petru. Toată Asia Mică, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, erau foarte tari în mijlocul prigoanei. Dar, bineînțeles, ne punem întrebarea fiecare dintre noi. Ce ar mai fi putut scrie Petru bisericilor care făceau față cu succes persecuțiilor? Este o întrebare pe care mi-am pus-o după prima epistolă, după ce am văzut că în cei 2 ani de zile credincioșii au rămas tari, au rămas neclintiți, cel puțin așa ne spune versetul 12, de aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Faptul că acești credincioși au rămas în picioare
mă face să cred în mijlocul prigoanei că erau creștini autentici, pentru că, în general, în mijlocul prigoanei, atunci te deziști de Domnul, spui, nu-L cunosc, nu știu cine Domn, nu, și te retragi. Dar ei îl mărturiseau pe Hristos, ei trăiau cu Hristos. În ciuda faptului că familiile le erau persecutate, viața le era pusă în pericol, prietenii lor mureau, fraților își dădeau viața pentru Hristos și ei încă îl urmau, încă îl iubeau pe Hristos, încă mărturiseau adevărul lui Hristos. Ce ar mai fi putut scrie Petru acestor biserici? Acestor credincioși care se aflau în toată Asia Mică. Dragii mei, cuvintele unui muribund, unui om care este pe patul de moarte, poate mulți am avut în familiile noastre, eu am văzut-o pe bunica cum murea și, nu știu, probabil toți am avut în familiile noastre și am ascultat ultimele cuvinte. Simt că Petru caută să transmită ultimele cuvinte. Asta mă face să le iau în seamă și mai puternic, deși este cuvântul lui Dumnezeu. Dar de ce? Pentru că un om când îți dă ultimele cuvinte, de fapt îți dă tot ce a strâns în viața lui. Îți spune ce a fost cel mai important în viața lui și, aș spune eu, îți dă esența, în câteva cuvinte îți dă esența. Și Petru parcă le spune, în toată epistola, vreau să creșteți în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Și astăzi, prin harul lui Dumnezeu, aș vrea să urmărim această dorință a lui Petru ca toți frații lui să ajungă la deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Căci, spune el, dragii mei, în capitolul 2, dacă urmăriți să-L cunoașteți pe Iisus Hristos, nu doar că nu veți aluneca niciodată, în schimb vă paște un pericol extraordinar de mare. Pericolul, dragii mei, învățătorilor mincinoși, învățătorilor falși, care mi-ar place să fi spus Petru că vin din afară, probabil mai veneau și de ăștia. Dar spune, se ridică din mijlocul vostru. Puteți fi chiar voi. Și aici mi se pare pericolul pe care caută să-l atenționeze Petru în această epistolă. Pericolul ca voi să cădeți. Mă uit, Satan a avut un obiectiv, cel puțin în 1 Petru, cel puțin care l-am văzut eu, și anume aduce prigoana ca tot mai mult creștini să se lepede de Domnul. În a doua epistolă, văd puțin că nu că a renunțat la prima, dar mai adaugă ceva. Și a spus, credinciosul trebuie să se mulțumească cu starea pe care o are de credință în relația lui cu Dumnezeu. Cât cunosc, îmi este de ajuns, să ți este de ajuns să ajungi în rai. Să te mulțumești cu puținul pe care îl ai, să te plafonezi, să rămâi acolo, să te rogi, poate mai citești din când în când, totul să faci ca o obișnuință, dar nu cumva să-ți dorești mai mult decât atât. Acum când mă uit la Petru, Petru exact lucrul ăsta vrea să-l combată și spune, nu, voi nu trebuie să vă opriți aici în cunoașterea Domnului, ci voi trebuie să excelați, voi trebuie să continuați, căci altfel voi ajungeți să fiți proroci mincinoși, falși. Ideea centrală sunt falși învățători. Avem structura cărții înaintea noastră și găsesc că această structură a cărții este ca un sandwich. De ce este lucrul acesta? Pentru că în capitolul 1 te cheamă la crește în cunoașterea Domnului, ai falși învățători în capitolul 2 și ai chemarea la continua să crești în cunoașterea Domnului. Deși structura cărții, aș spune că este ca un sandwich, totuși nu este ușor de digerat acest sandwich, pentru că când vorbești de cunoașterea Domnului, nu vorbim de o perioadă limitată de timp, nu știu, ca la școală, ca la un manual de istorie sau de geografie, să înveți lecția și să spui, gata, o știu, doamna învățătoare, ascultă-mă. Nu e așa. Când vii să-L cunoști pe Hristos, toată viața ta e o viață de renunțare, de căutare, de punerea timp deoparte, de jertfire, ca să-L cunoști pe Hristos. Nu poți să-L cunoști deodată. Acum, această cunoaștere, dacă se realizează în timp, nu poți să o las pe ziua de mâine, că ziua de mâine nu este ziua mea.
Eu trebuie să încep de azi să-mi dau toate silințele, deși Dumnezeu ne-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia. Vă, dragii mei, că Dumnezeu spune că și voi aveți partea voastră de făcut. Dumnezeu ne-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia în Iisus Hristos. În El am toate lucrurile, nu fără El am toate lucrurile. Acum, dacă le am în El, spune cuvântul mai departe, dați-vă și voi toate silințele ca să-L cunoașteți pe El. Dacă în El, gândiți-vă la o cameră în care intrați, în care aveți tot ce vă trebuie, sau ca la un magazin, hai să luăm un magazin, un supermarket, și faceți, produsele pentru bucătărie care vă trebuie. Intrați acolo în magazin și luați de pe rafturi tot ce vă trebuie, ca la bucătărie să vă faceți mâncarea necesară. La fel este în Hristos. Trebuie să te scufunzi în Hristos și să-ți iei tot ce-ți trebuie de acolo, pentru că Dumnezeu ți-a dăruit tot, nu duci lipsă de nimic, trebuie doar să intri și să iei lucrul acela de pe raft. Dar ca să-l iei înseamnă să pui timp deoparte, înseamnă să calci pe tine, să te jerfești, pentru că ori de câte ori începi să-L cunoști pe Hristos, știi ce face Hristos? Îți arată chipul Lui. Și când vezi chipul Lui, nu se potrivește cu chipul nostru. El nu este egoist așa cum sunt eu. El este îndelung drăbdător și mă uit la mine, nu sunt. Dar mergem mai departe și am pus înaintea dumneavoastră această listă pe care de fapt ne-o pune Petru. Și spune că dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cunoștința înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați și iubirea de oameni. Dați-vă toate silințele. Acum când mă uit, dragii mei, la această listă, tendința fiecăruia dintre noi este să o luăm ca o listă de păcate și să spunem, ok, credință am, fapte nu prea, cunoștință am, slavă Domnului, înfrânare poate mai puțin și încep să te uiți în fiecare din ele. Petru nu a vrut asta. Nu a vrut să o iei ca pe o listă de păcate, ci dacă spune cuvântul lui Dumnezeu aici că v-ați făcut părtași firii dumnezeiești, toate aceste lucruri fac parte din firea dumnezeiască, ar trebui să facă parte din caracterul nostru. Toate acestea, faptele, trebuie să fie faptele Domnului nostru Iisus Hristos. Cunoștința să devină cunoștința care a avut-o El despre Tatăl, înfrânare, răbdare, toată viața care a avut-o de sfințenie și așa mai departe, până la dragoste de frați și dragoste de oameni. Acum, mă uit la toate aceste lucruri și zic că prima dată ar trebui să încep cu începutul. Și începutul întotdeauna este, dragii mei, credința. Nimic nu putem face fără credință, căci fără credință, spune cuvântul lui Dumnezeu, n-avem cum să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Dar știu totodată că natura divină nu se va arăta niciodată fără voia noastră. Întotdeauna are nevoie de acordul nostru. Întotdeauna are nevoie de o colaborare. Trebuie să ne dăm toate silințele, toată osteneala. Este o luptă cu firea pământească, pentru că firea ce face este supărată că ea trebuie să iasă din peisaj, trebuie să dea înapoi ca să apară natura nouă, natura divină. Și aici este întreaga luptă. Pe de altă parte, știu că nici Dumnezeu nu va turna nimic în noi fără voia noastră, ci Dumnezeu ne invită să luăm ceea ce deja ne-a fost oferit în Iisus Hristos. Diferența este că la magazin ar trebui să plătești pentru fiecare produs, dar când ești în Hristos, toate produsele sunt gratuite. Te duci în magazin și ți-ai doar ce-ți trebuie. Dacă ar fi vorba să vorbim de o plată, plata este să calci pe tine. Să calci pe tine, să zdrobești firea pământească ca să iei din Hristos ce ai nevoie pentru viață și evlavie. Totuși, când mă uit la luptă, îmi dau seama că trăiesc și trăim probabil cu toții, dar mă uit în dreptul meu o perioadă în care lenevia și lipsa de roadă îmi dau târcoale. De ce? Pentru că nu-mi dau toate silințele. Îmi este mult mai comod să-mi iau lucrurile de-a gata, să mi le aducă cineva. Ce rost are să deschid Scriptura, să mă uit în ea, să muncesc pe text. Vorbeam cu un frate săptămâna asta și spuneam, putem să ascultăm 10.000 de predici, internetul este plin și pot să-mi aleg cei mai buni predicatori. De ce să mă ascultați pe mine sau
pe oricine altcineva. Totuși, Dumnezeu vrea să avem părtășie direct cu El în Scriptură. Sunt foarte bune predicile. Dar când stai și deschizi Scriptura și privești acolo, se întâmplă ceva între inima ta și Dumnezeu. Lucruri care ți le iei personal pentru tine. Am ascultat multe predici frumoase și vă încurajez să ascultați. Dar dacă v-aș întreba după o săptămână, două, trei, o lună, ce anume a spus un predicator care v-a plăcut, vă garantez că nu veți ști decât poate foarte puțin, poate o idee din tot ce a spus. Dar când totuși privești în Cuvântul lui Dumnezeu și carte după carte, capitol după capitol și privești în El, s-ar putea după ani de zile să știi ce-ți vorbește Dumnezeu sau ce ți-a spus Dumnezeu în fiecare capitol din Scriptură. Este extraordinar, mă uit cum caut să cresc în toate domeniile. Toate domeniile ce ține de viața aceasta pământească. Îmi dau toate silințele, toate eforturile. Vreau ca lucrurile să meargă perfect, să meargă bine. Mă pasionează construcțiile și avem internetul cu YouTube, intru pe el, mă uit și dacă nu știu ceva, trebuie să găsesc pe unul care a făcut înaintea mea și care mi-a filmat tot și eu trebuie doar să încerc să le înțeleg dacă am puțin habar. Care cu agricultura, face agricultură. Care cu altele, cu altele. Fiecare cu pasiunile lui. Dar îmi dau seama că e o pasiune care tot timpul mă mulțumesc cu puțin. Și anume să-L cunosc pe Hristos. Tot timpul mă mulțumesc, spun, e de ajuns. Dacă am stat o oră, două în Scriptură, e de ajuns. Am alte treburi. Altădată, dacă nu am timp, nu deschid Scriptura. Zic, o fac mai târziu. Mai târziu sunt foarte obosit. Îmi închid ochii în fața Scripturii. Fără să realizez, de fapt, sunt într-un atac al cerui rău. Fără să realizez că fiecare astfel de decizie din viața mea nu face altceva decât să mă facă să devin un învățător fals mai târziu. Pentru că dacă nu-L cunosc pe Hristos, nu știu cum ar trebui să trăiesc. Dacă nu știu cum ar trebui să trăiesc, pot să-mi permit orice, pentru că nu are cine să mă tragă de mânică. Și cred că așa ne obișnuim cu forme de evlavie, așa ne obișnuim cu venitul la biserică, cu anumite cântece, fără ca între noi și Dumnezeu să mai existe acea conexiune de viață. Dați-mi voie să citesc textul de la versetul 5 din 2 Petru, capitolul 1, până la versetul 15. De aceea dați-vă și voi, spune Petru, toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia. Cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți, dar socotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treji aducându-vă aminte, că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce aminte de totdeauna aminte de aceste lucruri. Dați-vă și voi toate silințele. Mă uit la lista aceasta, după cum am spus, și deși văd o legătură între ele, credință, faptă, cunoștință, înfrânare, răbdare, văd o legătură între ele, totuși, parcă cum ne prezintă Petru, spune că una o determină pe cealaltă și anume, poate mi-a, nu știu, ani să ajung la iubirea de frați sau la dragostea de oameni, dar
Ideea este că nu cred că Petru a vrut să transmită acest mesaj, ci cred că Petru a zis toate aceste caractere divine sau toate aceste chip divin, tot acest chip divin trebuie să crească totul în voi, adică în măsură în ce crește credința, crește cunoștința, înfrânarea, răbdarea, dragostea de frate, toate cresc odată. Nu trebuie să aștept ani și ani și ani ca să-mi iubesc frații sau ca să iubesc oamenii din jurul meu, ci toate vin împreună, toate trebuie să crească. Acum, credința, cred că este fundamentul pe care trebuie, aș spune că nu putem vorbi de o creștere spirituală dacă nu avem baza, începutul, credința, temelia, da? Dacă nu am pus temelia, nu pot să zidesc nimic deasupra. Atunci, dacă credința este fundamentul și fără credință, după cum am spus, toate faptele noastre sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu, mi-e foarte ușor să văd de ce faptele vin după aceea. Pentru că faptele credinței întotdeauna confirmă dacă credința noastră, dragii mei, este autentică. Întotdeauna va face lucrul acesta. Acum, Sergiu a vorbit, nu cu mult timp în urmă, despre cunoștință și înfrânare. Aș vrea să merg mai departe la răbdare sau îndelungă răbdare, pentru că răbdarea sau îndelungă răbdarea, dragii mei, este un caracter sau o calitate dumnezeiască. Este o roadă a Duhului Sfânt, spune aici, care ar trebui să existe și să crească în orice credincios care s-a făcut părtaș firii dumnezeiești. Și cred că ea nu apare deodată în noi, ci cu venirea Duhului Sfânt este nevoie de cooperarea noastră. Duhul Sfânt intră în inima ta și începe să te învețe în diverse domenii că ai nevoie de răbdare. Mă uit în Vechiul Testament și văd că de multe ori spune Dumnezeu este îndelung răbdător. Mă uit în Noul Testament și văd că Dumnezeu este îndelung răbdător. Doar dacă vă uitați în capitolul 3, când spune Petru că nu întârzie Dumnezeu în împlinirea făgăduinței lui, ci este cum? Îndelung răbdător și așteaptă, da? Este o calitate dumnezeiască care ar trebui să ia chip în fiecare dintre noi. Dar stau și mă întreb, este această roadă a Duhului Sfânt urmărită de mine? Suntem noi persoane răbdătoare? Mi-e foarte ușor să răspund la această întrebare când totul îmi merge bine. Spun da, sigur sunt. Dar adevăratul test ca să vezi dacă ești răbdător, dacă urmărești această calitate dumnezeiască, trebuie să-l vezi când ești tratat incorrect, când se fac tot felul de nedreptăți, când ești în mijlocul încercării, abia acolo vezi cât de răbdător ești. De asta o evaluare corectă, dragii mei, trebuie să mi-o fac în încercare. Este un text din Iacov, capitolul 1, care când l-am citit, am zis parcă, Doamne, vreau încercări, deși în inima îmi spune altceva. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Mă simt rușinat, vă spun, când citesc cuvintele acestea în contextul primilor creștini care sufereau. Pentru că mă uit la cât de repede îmi pierd răbdarea în contexte de nimic. De nimic. Dacă fac ceva și nu-mi iese bine, simt așa ceva în interiorul meu. Mă potolesc. Dar acel sentiment îl am acolo. Nu știu cum să... Nu sunt gurmand. Dar când sar peste o masă și vreau repede să mănânc ceva și parcă nu găsesc nimic, deși am de toate, sau aș putea să mai am o leacă de... să aștept puțin. Parcă ceva simt cum mă leniștește și nu mai am răbdare. Dar când mă uit la primii creștini, când Petru, Iacov,
Și autorul epistolei către evrei, când le vorbește de răpirea averilor voastre, le spune cum trebuie, cât de răbdător trebuie să fie în contextele alea când lua copilul de lângă tine și îți omora nevasta înaintea ochilor tăi. Să fii răbdător în acele momente. Da. Pentru că doar în acele momente poți să fii ca Hristos. Să guști și tu puțin din ce a gustat Hristos. El a suferit și a purtat chipul lui Dumnezeu din dragoste pentru Dumnezeu. Acum și eu pot purta același chip al lui, dar unde? Când totul îmi merge bine? Sau în mijlocul necazului? Sau în suferință? Oare care sunt domeniile, aș pune întrebarea, în care opresc răbdarea să-și facă desăvârșită lucrarea în viața mea? Pentru că văd, dragii mei, că câteodată mă port ca un handicapat. Dați-mi voie să spun lucrul acesta, pentru că spune aici în Iacov să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Cred că de multe ori duc lipsă de multe lucruri, spiritual vorbind. Dar parcă mă fac că nu văd sau parcă nu-mi pasă. Pentru că dacă mi-ar păsa, schimb ceva. Totuși schimb sau încerc să schimb. Cred că fiecare dintre noi trebuie să încercăm să schimbăm. Pentru că altfel ne-am obișnuit să ne târâm în loc să alergăm cu Dumnezeu bucuroși pe cale. Și doar să ne târâm pe cale. Mă întreb dacă am ajuns desăvârșit, dacă sunt întreg. Nu. Sigur, mai am multe. Sigur, mai am multe, dar trebuie să privesc soția de lângă mine, dacă testele vin prin ea, testul răbdării. Cum pot să arăt în contextul ăla? Hristos vrea să mă desăvârșească, vrea să mă fac asemenea Lui. Cum să mă port cu înțelepciune față de ea? Sau copiii, da, poate am 3 copii, mă gândesc la Vale, mă gândesc la Georgian, mă gândesc la alții care poate au teste prin copii. Dumnezeu vrea în momentele acelea să clădească caracterul Lui în tine. Să ai răbdare, să ai îndelungă răbdare. Cât de repede trec peste ele? Știu că ori de câte ori mă voi purta cu răbdare sau cu îndelungă răbdare, va arăta o dragoste pentru Dumnezeu. Dar, dragii mei, asta mă duce cu gândul la Evlavie. Evlavia care, tradus, spunem că este godliness sau asemenea lui Dumnezeu, o pasiune, pasiunea unui om, vorbim de pasiunea unui om de a fi asemenea lui Dumnezeu. M-am uitat în mai multe texte, nu tot se potrivește peste tot. Evlavia înseamnă altceva, temător de Dumnezeu și depinde de context. Dar în contextul nostru, Petru cred că a vrut să transmită acest gând destinatarilor, căutați să fiți asemenea lui Dumnezeu. Trecuse cel puțin 2 ani de la decretul lui Nero, după cum am spus, și Petru le amintește cât de importantă este Evlavia să poarte chipul lui Hristos în momentele acelea, să se poarte asemenea lui Hristos. Și mi-am adus aminte de cum îl batjocoreau pe Domnul Iisus, cum îl băteau. Prorocește cine te-a lovit. La fel și creștinii aceștia erau pus în fața pericolului, încercărilor, torturilor de orice fel, prigoanelor și trebuiau să poarte în ei chipul lui Hristos. Dar am început să-mi pun anumite întrebări. Doar prin Evlavie un om poate ajunge să-L cunoască pe Hristos? Este Evlavia ingredientul cheie care te poate ajuta să devii ca Hristos? Și imediat răspunsul, deși aș fi vrut să zic da, răspunsul a fost nu. Toate împreună, dragii mei, toate acestea, din toată această listă mă ajută să port chipul lui Hristos. De aceea spun, poate spune cineva că Evlavia este mai importantă decât credința, ca fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, toate lucrurile acestea. Nu! Toate împreună clădesc în mine chipul lui Hristos. Câți dintre noi mai trăim cu pasiunea în inimă de a fi asemenea Lui? Nu știu dacă lupt foarte mult în a-L cunoaște pe Hristos. Și
Știu că încerc să-mi dau toate silințele. Vă spun sincer, nu reușesc. Nu reușesc mereu. Dacă am o zi în care trec superficial prin Scriptură sau prin rugăciune, mă vedeți poate nefericit, s-ar putea să aibă legătură exact cu lucrul ăsta. Nu pot să mă bucur în ziua respectivă când știu că nu m-am apropiat de Hristos Domnul. Nu am cum să mă bucur. Nu am cum să mă bucur. Uitați-vă la Pavel. Pentru că, eu vă spun, în viața mea, ori de câte ori nu am timp de Hristos, de Cuvântul lui Dumnezeu, ține de lucrurile pământești. Ori cineva mă sună, trebuie să ajung undeva, ori trebuie să fac ceva, ori orice altceva. Dar mă uit la Pavel în relația cu lucrurile din lumea asta și el spune, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Mă uit la dorința lui Pavel. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și am socotit toate lucrurile ca un gunoi. Mi-e ușor să spun că toate lucrurile sunt un gunoi, dar când mă uit în viața și în faptele mele și văd că nu am timp de Hristos pentru că am alte lucruri, îmi dau seama că nu ce rostesc este adevărul, ci ce trăiesc este adevărul. Iar dacă se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să mă sperii, trebuie să mă schimb, trebuie să o iau de la capăt în fiecare zi și să zic, azi nu vreau să trăiesc ca ieri. Vreau toate lucrurile să le socotesc ca un gunoi. Și această dorință, și aș numi evlavie din viața lui Pavel, Pavel nu o avea doar pentru el, ci la fel ca Petru, pentru frații lui, o avea și Pavel. Uitați ce le scrie celor din biserica din Efes. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii, parcum să mai oprește din rugăciune, deși eu am scurtat-o, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei, moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos. Și continuă, care șade la dreapta lui Dumnezeu și a supus domniile și așa mai departe. Ce dorință avea Pavel pentru frații lui? Ca Dumnezeu să vă dea un duh de înțelepciune să-L cunoașteți. Ce ar trebui să-mi doresc eu ca un om evlavios? Să-L cunosc pe Dumnezeu. Și așa cum spunea Ovidiu, acum probabil o lună în urmă, a cunoaște nu-ți doar informații, e o trăire împreună cu Hristos, e o schimbare a vieții. Dar toate acestea, dragii mei, toată această evlavie, toată această dragoste ca să fiu ca Dumnezeu, ca să îl cunosc pe El, trebuie să mă apropie de frații mei și de oamenii din jurul meu. Dar pentru că despre oameni am tot vorbit în epistola 1, dacă vă aduceți aminte de actul preoției, cum să mă port ca să câștig oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. De asta aș sări subiectul și aș rămâne la dragostea de frați. Și ce înseamnă să-ți iubești frații? Cu siguranță sunt multe manifestări ale dragostei, vorbe, fapte, atitudini, dar cel mai important aspect al dragostei cred că este legată de preocuparea de creșterea spirituală a fraților mei. Dacă iubirea de oameni se manifestă prin aducerea lor în împărăție, cred, dragii mei, că dragostea pentru frați are în vedere preocuparea pentru creșterea lor spirituală și păstrarea lor în împărăție. Dar acum când mă uit la ce scrie Petru aici, eu văd o nuanță nouă, la care eu nu am luat seama mult timp. Și anume, Petru este preocupat nu de cei care
se târâiau pe cale. De obicei, noi ne ocupăm de oameni care ori nu mai vin la biserică, ori știm noi că se luptă cu diverse lucruri și încercăm să-i ajutăm și este excelent și este foarte bine. În schimb, cei mai neglijați sunt cei care sunt mai tari spiritual. Credem că ei nu au nevoie de ajutorul nostru. Ce rost are să mă duc să întăresc un frate care, nu știu, ori predică, ori e de 30-40 de ani pe cale, spun, ce rost are? Eu am spus de multe ori lucrul acesta. Am zis, el se descurcă, alții au nevoie de ajutor. Mi-am dat seama că în fața ispitelor toți suntem egali. Nimeni nu este pe o altă poziție față de celălalt. Toți suntem vulnerabili. Toți putem cădea. Toți avem nevoie de ajutor. Care mădular din trupul meu? A spune, ăsta nu-i dau nicio atenție. Se descurcă, poate. Nu, toți avem nevoie de ajutor. Și mă uit la Petru, scrie bisericii de peste tot din Asia Mică, dar celor care erau tari în credință. Și mă întreb, în toată această epistola lui, Petru parcă le vorbește de a-L cunoaște în continuare pe Hristos, deși ei îl cunoșteau pe Hristos. Și zic, Petru, dar tu nu spui nimic nou. După cum cred că nici eu nu spun nimic nou. Sunt lucruri care le cunoaștem, dar Petru spune la un moment dat, este bine să vă reamintesc aceste lucruri pentru ca să le țineți. Pentru că, până la urmă, repetiția, dragii mei, este mama învățăturii. Cel puțin am fost învățați fiecare dintre noi la școală. O repezi de multe ori, la un moment dat trebuie să o știi, este imposibil să nu o știi. Acum când un om îți repetă pe patul de moarte aceleași lucruri, mi arată cât de importante sunt lucrurile alea pentru viața mea. Și Petru spune că îmi dau toată osteneala, ca și după moartea mea, să nu vă aduceți aminte de lucrarea mea, să nu vă aduceți aminte de orice ține de mine, ci să vă aduceți aminte de Hristos. Mi se pare extraordinar să-ți aduci aminte de Hristos. Petru vrea să-L zugrăvească înaintea lor pe Hristos și să privească doar spre Hristos. Deși Petru era un stâlp al bisericii, deși Petru era cel care dădea direcții, era poate cel mai mare dintre apostoli, totuși el spune, nu trebuie să priviți la mine, spune, îmi voi da toată osteneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Și aceste lucruri vă îndeamnă la a nu vă opri niciodată din creștere. Acum mă uit la versetul 8 și văd că Petru, versetul 8 este ținta, aș putea spune, pentru destinatari. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Aceste lucruri nu vă vor lăsa să fiți leneși, neroditori, mai mult de atât. Vă vor feri de pericolul din capitolul 2, de a deveni învățători falși. Petru nu dorea ca destinatarii lui să se mulțumească cu puțin, așa cum de multe ori fac în direcția relației cu Dumnezeu, căci dacă vine vorba de câștiguri materiale, poate aș dori mai mult. Dar când vine vorba de relația cu Dumnezeu, mă mulțumesc cu mai puțin. Petru nu dorea ca ei să lenevească la umbra crucii, ci vroia să-și dea toate silințele ca să fie roditori. De asta văd că versetul 8, dragii mei, este, l-am numit eu, binecuvântările ascultării, care te trimite parcă direct în împărăția lui Dumnezeu. Păcând versetul 9 mi-arată pericolul plafonării, și anume, dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. M-am gândit la toate aceste expresii pe care le folosește Petru în versetul 9 și am zis, cum adică este orb? Și am stat și m-am gândit la un om orb, care nu mai vede nimic în jurul lui, care nu are capacitatea de a vedea. Nu vede pe unde umblă.
Și atunci am zis, ok, orb, dar totuși omul acesta a cunoscut adevărul, exact cum spune în versetul 20 din capitolul 2 despre învățătorii falși, că în adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciune lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului, se încurcă iarăși cu lucrurile vieții și sunt biruiți, cu alte cuvinte, dragii mei, te poți întoarce prin plafonare, te poți întoarce la viața veche pe care ai avut-o. Nu există decât o singură direcție înainte spre Hristos. Dacă vrei să mai te oprești, te mai odihnești, că ai obosit, că s-ar putea să dai înapoi cu viteză foarte mare. Mi-aduc aminte de un verset din Apocalipsa 3 care spune: te sfătuiesc să cumperi de la mine doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Tocmai vorbeam de femeia păcătoasă. Ce a făcut-o mai deosebită decât Simon? Pocăința. Ea și-a văzut păcatul. Ea a văzut că era oarbă, deși era în Israel și auzea probabil legile, cunoștea poruncile. Păcând Simon n-a văzut că era orb. Acum stau și mă întreb, la următoarea afirmație pe care Petru o face, ce înseamnă că umbli cu ochii închiși? Și mi-am zis, pot să văd, dar prefer să închid și să nu văd nimic în jurul meu. Mă mulțumesc cu ce știu. Mă mulțumesc cu ce am. Văd o persoană care nu vrea să știe mai mult. Își închide ochii de bunăvoie. Și atunci îmi spun, există pericolul ăsta pentru noi? Există. În momentul când nu vreau să știu mai mult. Iar dacă știu mai mult, mă opresc. Și-a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate și te întorci înapoi la viața ta, fără să uiți că păcatele tale pentru care au murit Hristos l-au țintuit pe cruce, fără să-ți aduci aminte binecuvântarea sau bucuria care ai simțit-o la nașterea ta din nou. Încep să uiți până și cea mai importantă experiență a vieții tale, începi să te întorci înapoi. Uiți că ai fost curățit de vechile tale păcate. Versetul 10 și 11 îmi arată ca o concluzie și îmi spune: de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Și mi-am pus întrebare, care chemare și care alegere? Când a venit la Hristos, care a fost chemarea noastră? Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Am venit la El, să-L cunoaștem pe El și, cum spune în Romani capitolul 8, să fim asemenea chipul Fiului Său. Ne-a pus deoparte Dumnezeu, ne-a socotit neprihăniți să fim asemenea lui. Acum mă uit la Petru, 70 de ani. Un bătrânel, mi-l pot închipui blând, aude veste de la Domnul Iisus, trebuie să vii acasă, Petre? Și Petru nu-și plânge de milă. Petru, primul lucru care îl face, se gândește la frații lui, mai scriu o scrisoare. Vreau să nu se oprească din drum. Vreau să ajungă și ei unde sunt eu. Acum, această imagine a lui Petru m-a dus cu gândul la Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut. Ioan capitolul 13 până la capitolul 17, îl văd pe Domnul Iisus Hristos preocupat, nu de oameni, masele de oameni, ci de apostolele lui. A spune de cei mai tari dintre cei mai tari. În noaptea aceea nu a vrut să aibă de-a face cu nimeni, doar cu ucenicii săi. De ce doar cu ei? Iuda s-a făcut vânzător. Petru avea să se lepede. Domnul Iisus Hristos știa că toți îl vor părăsi. Exact cum spunea textul, voi bate păstorul, oile vor fi risipite. În noaptea aceea Domnul Iisus Hristos ce face? Începe să meargă cu ei și am reluat Ioan. Și m-am uitat din capitolul 13 încolo, le spală picioarele, le spune, nu vă voi lăsa singuri, le întărește credința. Le spune, mă duc la tatăl meu, dar
Voi trimite un mângâietor. Voi nu dați înapoi. Nu renunțați la chemarea voastră. Iubiți-vă unii pe alții. Nu trebuie să vă tulburați. Și îi încurajează în fel și fel de chip. În mod special se apropie, aș spune, de Petru. Și un verset din Ezechiel, capitolul 34, spune așa, pe care Domnul Iisus Hristos l-a împlinit în seara aceea: eu însumi îmi voi paște oile, eu le voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu, voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă, dar voi păzi pe cele grase și pline de vlagă. Vreau să le pasc cum se cade. Voi păzi pe cele grase. Petru, Petre, eu m-am rugat pentru credința ta. Așa îi spune în seara aia. Uitați cuvintele, Luca 22, Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Petru a rămas cu o poruncă și cu un exemplu. Și mă uit în fața morții, exact asta face Petru. Întărește pe frații lui. Ascultă de porunca Domnului, așa cum și Domnul Iisus Hristos a ascultat de porunca Tatălui. Și văd, dragii mei, în viața oamenilor evlavioși sau în viața oamenilor credincioși, o preocupare pentru alții, chiar în momentul morții. După cum am spus, pare câteodată că cei mai tari nu au nevoie de ajutor. Dar știu că au nevoie de ajutor. Știu că au nevoie de rugăciunile noastre, știu că au nevoie de un telefon de încurajare, știu că trebuie să-și facă lucrarea care o fac nu cu suspine, nu cu greutăți, ci văzând că toți punem umărul, suntem acolo împreună. Să facă bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi, dragii mei, să nu ne oprim din cunoașterea Domnului. Mă uit în viața mea, cu cât îmi întăresc și mai tare decizia de a-L cunoaște, cu atât văd și mai clar luptele. Văd cum timpul parcă mi se îngustează și mai mult. Dar trăiesc și mulțumesc lui Dumnezeu că în fiecare zi îmi dă o nouă zi în care pot să o iau de la capăt. Fiecare zi este o nouă zi în care Dumnezeu se îndură cu dragostea Lui, cu iertarea Lui, cu bunătatea Lui, până în ziua când ne va chema acasă. Lăudați să fie Domnul pentru toate. Amin.